Mai mare corupție în sistemul medical, consideră românii. 22% dintre respondenți susțin că au dat mită pentru a fi tratați așa cum trebuie în spitalele din țara noastră. Pe locul 2 se află Bulgaria și Lituania, urmate de Ungaria. Înainte de operație te întrebau ce și cum, treceai pe la medicul chirurg, treceai pe la anestezist. Fiul meu a dat vreo 1500. Pentru ce suferință? Tot o operație minoră. De dacă am făcut un CT-ul, mi-a dat de înțeles că dacă nu sări la cap, nu se rezolvă. Am sărit la cap cu două bucăți, s-a rezolvat. Ce înseamnă două bucăți? Adică 2 milioane. Nu te bagă nimeni în seamă, nici soră, nici asistentă, nu schimbă lingeria, nu schimbă nimic dacă nu dai o atenție. Cam ce sume ați cheltuit? Nu știu așa, dar să cheltuie. Dacă nu ai, ești mort. Degeaba plătim la stat. Ai cotizații și nu știu ce, degeaba. Și acest barometru și adevărul în sine undeva pe la mijloc și cerințele actuale ar trebui să fie împotriva și a celor care oferă aceste lucruri și, bineînțeles, în primul rând a celor care le primesc și, nu în ultimul rând, din punct de vedere și juridic, și ar trebui să-și găsească locul în altă parte, în sistemul de sănătate, pentru cei care cer. Că mai există încă personagii, tot cu ghilimele de rigoare, să le spunem așa, care încă mai cer bani de la pacienți și este un lucru grav. Corupție e și în învățământ, arată studiul. 11% dintre respondenții români au declarat că au dat mită în diverse situații angajaților din educație. Spre finalul topului românesc sunt și polițiștii. 7% dintre cei chestionați au susținut că au oferit bani sau bunuri pentru a-și rezolva problemele legale cu care se confruntau. Recent, 10 de polițiști rutieri din Brașov și Botoșani, dar și mai mulți lucrători de la înmatriculări din Timișoara și din Suceava au intrat în vizorul procurorilor, acuzați de luare de mită sau abuz în serviciu. Cu siguranță și salariul face parte din această ecuație. Guvernanții ar trebui să facă în felul următor. Tată, fiind să faci polițist, ai posibilitatea asta să avansezi în carieră, ești la pensie la un număr de ani. Dacă te prind că iau șpagă, nu o să mai beneficiezi de pensie. Mă îngrijorează pentru că nu mai suntem apărați de nimeni atunci. De cine? Dacă și poliția e coruptă și toată lumea, și noi ce mai facem? Dacă s-ar mai îndrepta, trebuie să fie mai bine, știți? Potrivit studiului Transparency International realizat anul trecut, aproape jumătate dintre locuitorii din Uniunea Europeană cred că guvernele nu luptă eficient împotriva corupției.